Ce faci? Nu râde de mine, te rog. Aaa, să mor tu! Bine v-am găsit, oameni buni, pe acest site mirobolan numit Omegle sau Omegle, așa cum îmi place mie să-i spun. Și de asemenea, bine v-am găsit la reînceperea seriei noastre minunate. În primul rând vreau să vă spun că am rămas absolut timid când am văzut că la clipul anterior, sau mă rog, clipul în care v-am întrebat dacă vreți să reîncepem seria, s-au strâns peste 3000 de like-uri, ceea ce este foarte tare și vă mulțumesc foarte mult. Și haideți să strângem cât mai multe like-uri și pentru acest prim episod, bani de bă. Ok, așa ca informații de început, o să fie montaje, adică nu o să fie cum era înainte, gen filmez tot clipul și cu asta basta, nu frate, o să editez, o să fie montaje și în fiecare clip o să facem ceva chestii diferite și amuzante, da? În primul clip, cred că deja v-ați dat seama din intro, o să folosim programul Manicam, un program foarte fain unde putem băga mai multe efecte și... Burn! Și nu ce pot să spun, frazor, încă o dată nu uitați să apăsați butonul de like și eu v-am lăsat cu videoclipul. Hei! Salut! Nu, nu. Ok, eu am plecat de aici. Oh, man! Salut! Sunt în scaun. Mă auzi? Da, sunt în scaun. Nu mai sufla în microfon. Unde ești? În scaun. Nu vezi, uite. Ce, nu vrei să mă saluți? Ai ceva cu scaunele din lume? Hai, te salut. Salut, Neacostică. Salut. Neacostică, știi pe Neacostică? Îl știu pe Neacostică. A, ce frumos e Neacostică. Uite, fac așa de fericire. Îți place Neacostică? Îmi place de Neacostică. Ha, mă, dacă poți... Bă, poți... Hei... Hei... Adică, bă, nu... Chiar îți place de mine, plec. Așa. Nu mai râde-l tine, vă rog. Vă rog frumos, nu este amuzant deloc. Uitați ce mi-a făcut viața în față. Toată lumea a râs de mine, până și familie. Nu știu cine? Mă taa! I have biceps too. Uf. Yeah. Te compar cu mine, mă? Ești mie că nu... Păi vezi, mă, nu... Ok, stai. Bună! Poftim? Da, de ce? Ok, ziceți, tipa asta m-a cam speriat. Puțin mai mult ce drept. Salut, sunt Bob. Nu râdeți și voi de mine, serios, toată lumea râde de mine. Doamne. N-ați mai văzut om așa ca mine? Ați jucat Minecraft, copii? Nu? Ați jucat Minecraft? Păi chiar credeți că Minecraft este un joc? Să fie un joc. Uitați-vă la mine, prea mult Minecraft strică, vedeți? Nu, și uitați, uite aici, mânuță și uitați că vezi asta. Ce să fac? Să vine și-o doftă, așa. Uite. Știți voi, mă. Da, frate. Dacă vrei, poți să plec numai de aici. Gen, uite, fac-o de asta. Miau.
Asta e nas. Ce căcavă? Frate, scria, stai, așa, scria acolo jos, uite fix acolo, scrie ce aplicație folosesc. Dar ce părere aveți de ochiul meu dublu? Am monosprâncean. Dar n-aveți microfon, frate? Nu? Bună, nu te speria de mine. Sunt... Deci nu cred. Câtă frunte am de capul meu. Hei! Și nu mai pot. Da, mă, că trebuie să... Bună, nu te speria de mine, te rog frumos. Hei, sunt John, cap de struț. Aolo, tu ești Leana, cap de bivoliță. Și Olteni sunt aici. Stai un pic, stai un pic. Curăț și eu un pic, a scuipat un pic. N-ați mai văzut foc în casă, ce pana. Iar stați ce nu faceți în bici. Nu iar tu. Te rog, nu iar tu. Nu iar tu, te rog. Nu. Tu ai BMW de cât te știu să mor eu. Nu iar. Nu iar tu. Nu mă spune că și tu o să râzi de capul meu. Și toată lumea are, dar și o problemă. Și mai ieși și... Ba nu, mai ești tavanul dezvelit. Nu mi-e și... Da, bă, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut măcar așa puțin de la acolo. Ideea e că n-am mai intrat de foarte mult timp pe Omega și de-abia acum încep și o să revin așa încetul cu încetul. Și uite că recent am aflat de la Edi de acest programel foarte șmecher, numit Medicam. Eu, sincer, nu știam de el și m-am folosit de aceste efecte. Eu cel puțin am râs, sincer. Deci, bine, au mai fost și foarte multe faze pe care le-am pus, dar chiar a fost foarte, foarte tare. Și, bă... V-am zis, sper că măcar puțin tel v-am făcut să zâmbiți cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm cu cât mai multe clipuri și v-am zis, clipurile următoare o să fie mult mai, mult mai tare, da? Ok, fraților, cam asta a fost episodul. Ne-am zis data viitoare, eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao! Hai de capul meu, numai la mine a venit iarna, frate. Ce ești în tricou acolo? În piciorul meu să umple asta. Dar ce, chiar așa cald de la tine să mor? Bine v-am regăsit, oameni buni, la încă o dimineață alături de Nena Zandrei și de această dată v-am pregătit ceva Omegle sau Omegle, pentru că știu că vă place foarte, foarte mult și nu putem începe clipul fără să vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul de la clipul anterior unde am strâns. Când m-am uitat eu, peste 3100 de like-uri, ceea ce este foarte wow pentru mine și vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult. Și fraților, vreau să vă reamintesc că în această seară, la ora 8, suntem live pe YouTube. Nu știu sigur dacă vom intra pe Omegle, pentru că știți, au fost ceva probleme, dar ne vom juca Minecraft categorii cu toți abonații, deci dacă vreți să veniți și voi vă aștept acolo. Bun, nu uitați să apăsați butonul de like pentru încă un clip super de Omegle și dacă vreți să încercăm să ne axăm mai mult cel pe această serie, adică să punem clipuri și noi mai des. Și hai că eu v-am lăsat cu episodul, bă, nene, bă, de mi-este destul de frig, v-am pupat, pa! Frate, nu zici nimic, ce naiba. Bă, ăsta-i nesimțit, bă. Bă, ești nesimțit? Alo? Alo?
Ne întâlnim din nou, frate. Poate că au să vă zăpadă. Stai, mamă. Deci... Fă-le de capul ăla. Frate, de serios, tu n-ai mai eu? Alo, bă, alo. Are you for fucking real, man? Dar de ce râzi, frate? Nu ți s-a întâmplat niciodată să-ți ningă în casă, să mor, ți se pare amuzant? Dar de ceva să da, nu, chiar nu. Păi, mă, și-am zis mami să repare, frate. Curent, nu pui. Poftim? Da. Curent, nu pui. Curent? Ba da, păi cum crezi că alimentezi acest bec cu puterea minții? Nu, bine, am... Ce? Mai simt desepă deasupra. Tam... Au, stai un pic să fac căldură, să dau drumul la... Dau drumul la acasă. Asta, de capul ăla. Asta mai mare, vezi? Te-ai încălzit, amu. E-s hot. Stați, nu o schimbați, vă rog. Ce te uiți așa, n-ai mai văzut? Dar la tine ninge tare rău, nu? La mine ninge liniștit. Stai să-mi pun gluga, că... Dar ce ți-ai făcut, măi, cu Manny? Mai chemă, Manny chemă. Nu, m-ați supărat așa că am plecat. E plecat, așa? Ia-ți și mâna cu tine, să se vede. Nu mai merge scaunul mai mult! Nu, am luat și scaun. Gata, am ajuns. Păi vină înapoi. Bună, uite o mână! Uite o mână! Hai! Hei, Macarena! Hai, la mica mă de alegria, Macarena! Bine, hai că plec! Hai la mica numătru e grea Macarena. Eee, Macarena. Hai. Așa se fac mușchi, mă. Ce te crezi tu furtos, mă? Doamne. Ce faceți, băieții? Pot să vin și eu la party? Party rocking! Ia-te, mă! Ia-te, o să ține, mă! Hai noroc! Hai noroc! Stai. Pana mea! Noroc, cum pahară gol. N-am văzut nimic. Dar în fine, noroc cu paharul gol. Salut! Na, auzi? Bă, toată lumea spune că sunt urât. De ce? Nu înțeleg. Sunt urât? Te rog, nu. Tu uite ce pot face cu ochii, băiatul? Uite, te uiți? Hehehehe. Nu! Nu cred! Oh my god! Oh my god! Mi s-a părut mie sau m-ați recunoscut? Hei, tu ești sora mea geamănă? Haaa! Dar ce mai e un pic și plângi? Mamă, dar cine mai e acolo? Cine mai e acolo?
Hei! Sunt Johnny Bravo și am să dau un voi ca în tarabană. Hei, sexe! Bună! Studiez infernul, dar skip, te rog. Vreau și eu să vă arăt tugăcică și nu merge. Dar ce au toate cu mine? Bună, vreau și eu să vă arăt tugăcică, te rog. De ce râdeți de mine? Da, bă, frazori, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și sincer să fiu, eu chiar m-am distrat când am făcut acest script. Chit că am stat destul de mult și sunt foarte multe faze pe care le-am pus, dar m-am distrat și sper ca și voi să fiți de părere cu mine. Vă reamintesc că în această seară la ora 8 suntem live, bineînțeles tot pe YouTube, o să ne distrăm și acolo de minute, deci vă aștept pe toți, bă, frate, număr cât mai mare, așa ca de sfârșit de săptămână lucrătoare, să-i spunem, la început de weekend, să ne distrăm împreună și, bineînțeles, să nu uitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să punem mai multe clipuri cu Omegle și nu numai. Bun, cam asta a fost episodul, eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți, pa, bă! Show! Hei! Hei! Salut, frate! În sfârșit mi-am curățat și-o creeper-ul. Băi, e drăguț! Îți place? Da, și tu ești drăguț! Am plecat de aici! Da, bă, frazuri, este 2:30 dimineața. Eu stau să filmez pe Omegle și cred că deja v-ați dat seama ce fel de persoane o să întâlnim de-a lungul clipului. Eu zic că o să fie foarte, foarte tare și o să râdem foarte, foarte mult. Și bineînțeles, înainte să începem, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like, dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să punem cât mai multe clipuri de Omegle. Și cam asta am avut să vă spun la început, bă, frazuri. V-am lăsat cu clipul. Pa! Ce faceți, bă? Am curățat creeper-ul. Dar ce crezi că fac? Mai curăță. Îl mai curăț, bine. Ce vă uitați, mă, frate? Dar nu înțeleg de ce nu merge, să-mi bag piciorul. Cred că e de ăsta greșit. Nu mi se pare amuzant, la mine chiar nu. Mă, am bag piciorul. Merge cu sabia acum, ce pot să spun? Bă, bag piciorul, nici cu asta nu merge. Haide! Mamă, plecat. Chiar tu? Dar văd că nu te fascinează deloc, nu? Alo! Serios. Nu iar tu. Nu din nou. Stai capul. Aaaa! Pardon. Au! Chiar mi-a căzut webcam-ul. Au! Au! Ha! Ce faci, bot? Salut! What the fuck, ce-i cu corul ăla? Manicam. Oh. Da. A, uite așa sunt eu în realitate. Serios? Nu mai spune. Stai, că am și eu de astea. Oh my god. Se poate să fie în white-ul? Salut! Ai de capul meu! Mamă! Deci fii antenă, scând ca o apă cristalină dacă îmi dai banii, ești de acord? Ești de acord? Ce? Deci eu îți voi cânta ca o apă cristalină dacă îmi dai toți banii aia de acolo. Și dacă îți place cum cânt eu, ești de acord? Trebuie să fii de acord, n-ai cum să nu fii de acord. Oricând, frate. Bun, fii antenă. Trebuie să te prefaci ca și cum ți-ai dat sufletul, știi? Așa trebuie să pară. Ca o apă cristalină, așa s-o chitai.
de vână. Ceva cu plutește de la soare. Bacioaca-n mătușa mare. Nu, e un creeper, calmează-te, e ok? E un creeper. Ok. 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 De ce? De ce iar cu tine? De ce? Soarta ne vrea împreună. Ce faceți, boșilor? S-au rușinat de aici, nebun la cap. Am văzut statusul de pe Facebook și am intrat și eu pe Omegle. Bă, nu mă așteptam ca la 3.20 să fie cineva care citește mesajul. Am vrut și eu să fiu politicos, dar... Ok, stai. Stai să fim politicoși. Scoatem asta. Hei! Gata. Ce cătați la 3.20 dimineața pe Facebook? Doarme la mine acasă și... Da, plictisea. Ok, în mod normal v-aș fi întâmpinat așa. Dar e doar creeperul meu, nu trebuie să vă faceți griji. Deci, bă, sincer să fiu, nu mă așteptam absolut deloc să mă întâlnesc cu cineva care mă urmărește pe Facebook sau un abonat. The fuck? Nu, hai să vedem dacă ne mai întâlnim cu cineva. Chiar sunt curios, sincer să fiu. Ah, doamne, 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 doamne. Aolo, ce bede sunteți. Dă fumați acolo. Ai de capul meu. Ai de capul meu. Așa. Îți dă voie mămica lor asta la PC. Sau ești badass? Aș putea să fiu destul de rău, dar hai să nu fiu rău. Cred că vouă vă dă voie la ora asta. Tu și eu frumuselule ce scriu hai te invit. Unde mă inviți? În Bahamas. A schimbat! Acel moment când îți trei, stai așa să pun aici pe stop, acel moment când îți trei tipe care sunt badass, fumează chestii. Dar mi-ar fi fost destul de aiurea să spun că tipa din stânga era de 10 ori cât tipa din dreapta, gen era alb negru, ceva gen. Ok, îmi pare rău, am fost rău. Ok, tipule, tu chiar mă sperii. Pa. Ce față? Deci iar dau de voi? Deja mă gândeam la ce să facă, vă vedeam pe al doilea monitor, dar... Ia patru... Da. Ascultă puțin. Deci e Fanta. Ea e Mirinda. Pe bune, așa ne sunt prietenii. Da. Ok. Doamne, miluiește! N-ai nimeni la momentul bun, nu?
Salut! Dă-i mai departe. Bine, pa. Deci eu nu cred că dau iarăși de voi. Eu am plecat. Și acum v-a zburat un creeper! 10 puncte! Oh, ce drăguț! Era faza de YouTube, zici? Da. Ești sigur? Foarte sigur. E nebun, dracu, e nebun. Dar n-am făcut nimic, m-am lăsat pe spate. Da, vrei să mă lași eu pe spate? Hai, lasă-te. Tu vrei să-l găsești pe spate? Da, de... Pana mea, când te lași tu pe spate, se lasă tot blocul jumate pe spate, ai... Paule. Da, fratelo, tu te-o leacă mai grăsut, probleme ori? Da, nu m-am referit la asta, dar dacă tu singur o dai așa, e ok. Ce pana? Te transform, fratele meu. Tigai. Dry cooker. Da, bă, ce pot să mai spun, nimic. E deja 4 jumate. Un pistol foarte periculos din ăsta de a prins aragazul. O mamă. Tu știi ce fac cu ăsta? Aprinde aragazul, nu mai spune. nu fi nebun. Omor muște cu el. Hai de capul meu, tu dai foc la muște, mă? Da. Îmi place să le văd cum arde. Ce, tu nu faci așa? Ești anormal dacă a prins aragazul cu un aprinzător de aragazi. Dar e o potcoavă. A, uite, am și o potcoavă, dacă vrei. Ce căcat căutați cu o potcoavă în cap? Ce n-am avea una? Exact, tu de ce n-ai una? Analfabetule. De ce să ai analfabetul? Da, bă, fraților, cam asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut, pentru că de această dată am încercat să-l fac ceva mai lung și chiar sper că mi-a reușit. Per total am stat pe Omega o oră și 20 de minute aproximativ, da, deci cât timp am filmat, am stat destul de mult și chiar m-am amuzat teribil la foarte, foarte multe faze. Uite, ne-am și întâlnit cu cineva care ne cunoștea, data viitoare sper eu să filmez ceva mai devreme, astfel încât să ne întâlnim cu mai mulți abonați. Dar până una alta, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și încă o dată, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să continuăm seria și dacă mă susțineți în continuare. Și ne auzim data viitoare, oameni buni, am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao! Hei, frumoaselor! Bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de Omegle și după cum ați putut deja observa, fraților, vom folosi și în acest clip efecte, mai bine zis efectele pe care le-am folosit în primul clip, dar am zis, bă, oricum o să fie persoane diferite, deci oricum o să fie implicit reacții diferite. Bineînțeles, fraților, dacă vă place această serie și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri, nu uitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like, să strângem noi, nu știu, peste 2000 de like-uri pentru acest nou episod și eu v-am lăsat cu clipul. Hey. Nu cred, bă. Hai. Mă, doamne, m-am un singur la cameră. Păi... Ia uite, bă, să mânc cu tine, ești nebun la... Te vreau diseară. Și pe tine te vreau de seară. Yeah. Hai. Hai, și tu mă vrei? Știam că mă vrei. De seară îți dau viol. Nu te pot de aici. Tipa asta chiar s-a... Aoleu, ce urât sunt când vorbesc. Tipa asta chiar s-a impacientat. Hai! Iubita! Vii de seara la mine?
Da, cum? Ai fi, bă... Mama a zis că pot să devin un bec. Așa că m-am făcut bec. Nu. Ai creeper-ul. Nu. Nu. De ce? De ce speli creeper-ul? Numai eu am voie să-l strâng creeper-ul. Du-te, bă, de aici. Baston. Du-te, bă, de aici. O să mor, ajută-mă. Oh. Mai pot să respir. Mi s-a făcut gâtul mic să-mi bag piciorul de nou. Dar nu zici nimic? Mor aici. Ah. Hai, lasă-mă. Nu știu tine, la mine e fric de mor aici. Ce da astea, bă, ce oameni. Trebuie să faci așa, mă, să dai alea jos din cap, știi? Așa, vezi, te pricepi. E bine. Vai de capul meu. Bă, aia chiar e fața ta, că nu folosești manicam. Pot să fac așa. S-a speriat. Iar dau de tine, bă. La fel de frumos ai rămas. Deci la fel de frumos cum te-am lăsat data trecută, la fel de frumos ai rămas, fratele meu. Am mulți bani și valută și amintea foarte scurtă. Am succes și la femei. Zi, boss, continuă tu. Nu știi, nu știi cum să continuă. Și mă dau mereu cu... Prea îi pleacă de aici, băga mie și... Dar de ce să nu închid? Că surăci. Surăci. Toată lumea spune că surăci și nu vreau să desperi. Ascult. De fapt citesc. Mă auzi? Nu te aud. Dar e ok, tu poți vorbește acolo. Ioi. Ce? Mamă, ce fată, da, frate. De ce râdeți și voi de fața mea? Mamă, toată lumea râde. Eu râdem de faptul că ai voie bol, a făcut. Eu mai bagă niște efecte pe voie, făi din alea. Nu te uita așa în sufletul meu, că nu... Ești mică. Hai, te rog, nu râdești tu de mine, că deja a râs toată lumea. Vreau și să-ți întâlnesc prieteni. Bine, mă, prietene, ia zi, ce vezi? Vrei să fii prietenul meu? Tu știi ce mă trebuie, dacă vreau să fii prietenul lui? Tu și nu vrei să fii prietenul meu? Plânge. Plânge. A schimbat, doamne, și copil, să mă picior. Salut. Bă, dar mai cu tine mă întâlne. De ce de deseară de mine să mor eu? Ești de tăi pula, băi, bă. Sunteți să ești, bă. Hei! Ce jmecher era aia, mă. I-am arătat eu ce înseamnă să fii jmecher. Hei, alo, bă! Ești bea sau fată? Mă întreb serios. Amuzant, a? Te amuză? Nu, serios, ești bea sau fată? Nu vrei să spui, a? Alo? M-auzi? 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 Alo? M-auzi? Alo? Nu m-auzi? Alo?
să mor. În vacanța școlărat la Uncle Cuza Cuzca. Tipul ăsta a fost foarte suspect. Hei! Tot eu sunt. Hei! Ce faci? De ce râzi de mine? Adică ce vrei să zic, am capul mic? Acum întrebarea e care cap? A, pare rău. Și tu. L-am arătat prietenii sau prietenului și cam atât. Îți bagi joc de mine, bă? Îți bagi joc de mine? Da, bă, frazor, cam ăsta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut și bineînțeles să nu uitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă vreți să punem cât mai multe clipuri de Omegle și ne vedem data viitoare, frazor. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao! Bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de Omegle. Știu că n-am mai postat de ceva timp clipuri cu Omegle, de aproximativ 2 săptămâni și câteva zile, dacă nu mă înșel, știți foarte bine că aceste clipuri necesită ceva mai mult timp pentru a putea fi filmate și după aceea să le montez eu, dar iacătă, acum avem timp în plus, să spun așa. Dar bineînțeles, nu uitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri cu Omegle și haideți să trecem la episod, bă nene, bă. Florile, florile, rile, rile, le, 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 le. Drop the bass, bam, bam. Păcășipâși, nu? Păcășipâși, păcășipâși, nu ești impresionat, Skrillex. Arsenie Boca, e loca, ele, Arsenie Boca. Prima oară am crezut că aia e tabletă, frate, aia e tabletă sau ții telefonul foarte aproape de webcam? Alo? Dude. Nu, bă, alu. Frate, tipul ăsta chiar își bate joc de mine. Arsenie Boca, e loca, el e ars... Nu mă cunosc bine deloc. Cred că am greșit camera. Stai, nu plec, stai! Apare video, mă! Nu cred! Ce frumos ești trăit, sear, fam! Nebunule, nebunule! Ești de la... De la, ești de la, las că te știu eu, uite, te văd. Uite, vrei tu să par serios acum, dar nu. Nu-ți merge cu mine, boss. Te-am prins. Te-am prins. Îmi place că simți ritmul, ia uite. Ce simte Rino, băiețașul, acolo. Acum ieși acasă. Stai chiar un pic scuipa monitorul. Omul ăsta m-a speriat. Da, acum sincer vă spun să-mi bag piciorul dacă știu cu ce am scuipa monitorul aici. Așa. What the fuck?
Bă, vi s-a mai întâmplat vreodată, vă spun o poveste, vi s-a mai întâmplat vreodată să scuipați monitorul accidental, da, când vorbiți? Bă, aolo, deci când joc, deci când joc CSGO și văd vreun rus de la prost, știi cum hai din el, spui păi, mi-e. Păi da, mă, dar acum problema e că nu se lua scuipatul de pe monitor, deci să mor eu. Știi cu ce să spray. Dai? Nu cu spray, yeah, dai cu... Și mă dau mereu cu spray. Aolo, nevasta, așa, continuă, nu. Bravo, bravo, m-a apucat așa într-o dată. Moartea la dușmanii mei, este că mă dau cu spray. Nu, no, dar... știi cu ce să dai? Să dai cu șervețelul meu, ce curăță imediat. Mi-a zis fratele Salam, o să fiu mamă, ce căși mechere. Mamă, ce cap ai. Bailantas la mina e loca, 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 que tanga la musica e toca, toca, toca. Dar chiar v-am uitat să vă întreb ce părere aveți de acest tricou mirobolan, dacă nu mi-ați dat like pe Facebook. N-aveți idee că a venit, dar uite că a venit, uite, e o șmecherie cu un anonimul și sunt un anonim și pe spate e sigla de la comunitate. Și vreau să scrieți toți acolo în comentarii ce părere aveți de acest tricou mirobolan și da. Ce faci, prietenii? Uite, tată. Bă, salut, ce bine că te-ai de văd acum. Patroclei. Ce faci? Bă, câți ani aveți? Ce? Câți ani ai? Ce ai auzi? Cât? Ne-auzi? Câți ani ai, boss? Oh, eu 25. Dacă tu ai 25, mă fac popă și mă învârtesc de 3 ori în șurub 360. Nu popă, tu trebuie să te mai gândească. Te pup pe țuca, măi. Am 40 de ani, nebunule. Dar eu te pup pe tine, măi, ești prea dulce, măi. Și eu te pup pe tine. Păi sigur-ți, ai! Ce? Nu-i da, mă, de-ale. De unde ești, prietene? De unde ajungi? Ok, deci tipii ăștia mă spune mai ales că... De tine? Parcă mai dat de tine, dar nu sunt sigur. Ce? Cu Minecraft, nu? Aolo, încă cineva care mă știe, nu-i bine. De ce toți mă cunoașteți în seara asta? You're the one I need. Ce urechi? Ai tipul stabilă pe urechi. Mați, e din te-ai în gură. Ui, drogat. Isaac Newton. Zic-o aici. De ce zic Newton, random? Dacă eu zic că tu ești Newton, zic nu-i așa. Bă, sincer, am văzut mulți mafioți pe Omega-ul ăsta, niciunul ca voi, fratele meu, adică... Uite, glumea fraiere. Zic cu cât e egal pi, frate, dacă îmi zici ești tare. 3,14. Bravo, nu ești deștept, bă. Aaa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 a
Da. Bă, tu vorbești de fața mea, dar de moaca ta de orangutan ce zici? Bă, dar de fiecare dată când aud de voi să mor, eu voi vorbiți acolo, la vorbiți non-stop, dar nu vă aud. Nu înțeleg. Mi se pare amuzant că tu încă vorbești. Un cap de mort. Tipul ăsta vorbea singur și zicea un cap de mort. Că-și mecherai? Anonymous! Fuck! Ce-am făcut? De ce stai cu ochelari de soare în casă? Îmi bate soarele un cap dracu. Ah, logic, și la mine. Logic, joc CSGO? Da, joc CSGO. E creeper, boss. E creeper. Da, am creeper! Vreți să-l aveți și voi?
Ia-l peste ochi, ia-l peste ochi, bă, Gami. Nu, iar vreți să vorbiți singuri. Vă rog, leave me alone, come on, adică... Bă, îmi place că ați avansat, de această dată nu mai vorbiți, să mă simt prost că nu vorbiți cu mine și vorbiți între voi, știi, ok. Da, filmez. O, lu, trăiți, iar familia. Băi, băiatule, băi, m-ai plictisit. Cred că cei care se uită la acest episod s-au plictisit. Aha, exact. Acum v-am pus un pic pe gânduri. Ha, ce vrea să zic acest dobitoc prin episod? Dar ce pot să spun? Hmm? Gălesc cu vinaronțe și jaca. N-am înțeles ce ai spus, dar cu flocul ăla așa pe față, nu cred că o să ne înțelegem. Ai vreo probleme? Da. Urechile alea așa? Dar nu mi se văd urechile, dude. Astea sunt căști 7.1. Înțelegi? Nu ai tu față de așa cocalară. Ceva. Sunt o cocalară. Ești o cocalară? De acord. Ai, a blocat covorul, bă, gamia ești cioaca în el. Nu, bă, frazor, cam ăsta a fost episodul, nu a fost foarte lung, dar totuși sper că v-a plăcut și v-a jucat. Încă o dată să nu uitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă vreți să facem cât mai multe clipuri de Omegle. Și ne auzim de data viitoare, oameni buni. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa! Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod mult așteptat din seria noastră de Omegle. Și bineînțeles, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri din această serie. Și hai să trecem la episod. Poc, pită cu un soare, ia voi. Șucărăm, șucărăm, digi, digi, dăm. Cred că trebuie să-mi dea scaunul mai multe palme. O să mor. Ok? What the fuck is going on? Bă, știu și eu de alea. Ok, stai, 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 stai. Uite, capul meu așa. Am și eu de asta. If you know. Nu, eu am așa, deci fii antena. Setul complet. Așa. Acum. Deci primul lucru, ochelarii de baștan. Al doilea lucru. Stai că... Au, mi-a căzut masca, nu-i... Al doilea lucru, masca de baștan. Unde-i? Nu! Al treilea... am găsit al treilea lucru. Tutorial, cum să devii un anonim. Al treilea lucru. Ochelarii. Gata. Și al patrulea lucru. Eventual, topor în cap. Felicitări, acum ești un anonim. Ai, el Arsenie Boca. Arsenie Boca, e loca. De ce râzi de mine? E loca, da, da. De ce râzi de mine? Mm-hmm. Aha. 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 Ia de tabă. Ai muci în nas? Da. Creier mai ai după toporul ăla? Ești mecher, mă? Ok, nimic. Totul perfect normal, oameni buni. Oh. Chica. Sus.
suca, blee. Ceca. Ceca. Ceca, blee, curva. Pildiechi. Oh my god, nu. Nu, nu, nu. Oameni buni, revenim la... Nu, nu. Mi-a căzut cornul de unicorn. Ceca, blea. Trebuie să-l pun la loc. Soca, soca, nu te iar, nu te. Nu te aud, nu, nu te aud. Da, o fi de la mine, ba nu e de la mine, te aud. Ceca. Dacă îmi cad o crash. Soca. Nu te auzi. E, se mai întâmplă. Ei! Pai de capul meu, ești atât de urât încât îmi dă scaună o palmă să mă râ. Au. Andrei. Doamne, în sfârșit. Ești acolo? Andrei? Mai bine îmi dă scaunul o palmă. Mie-mi place că nu te aud. Ce cable? Acum te aud. Bosule, bosule, am și o întrebare. De ce, de ce mi-a dat... De bine. Nu, de ce... Yo. Ai zis ceva? Push, 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 push. Push, 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 push. Push, 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 push. Salut, sunt Alfa Puma, încântată de cunoștință. Push, 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 push. Nu. Push, push. Push, 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 push. Push, push. Push, 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 push. Покажи плащ, покажи плащ, покажи плащ. What the fuck, cum te vezi tu acolo? Ceca. Oh my god. What the fuck, cum se văd ochii, okay, ești nebun, la că vreau și-o dar. Mami! Mami! Ceca, blea. A plecat. Chica. Pă, pită, nu, nu. Oh my god. Zuzi, Andrei. Pe poate la tine să te căuta. N-am auzit nimic, dar... Păgăși, 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 păgăși. Du-te, bă, nu te cred, bă. Cu ele în ceas și apă, așa că nu mai stați voi. Să vedeți cum e în PTM când petrecem noi. Nu vă vreau doar, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-a juga. Încă o dată să nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri din seria noastră de Omegle. Știu că n-a fost foarte lung, dar am stat, credeți-mă, destul de mult timp, o oră și jumătate îți găsesc numai aceste secvențe, ca să spun așa. Eu sper că m-a editat și sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare, bă. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa! Vă frazor, bine v-am regăsit la un nou videoclip și vreau să vă spun că aceasta va fi o compilație destul de scurtă pentru că este un fel de preview pentru cele ce vor urma, iar dacă veți vrea să reîncepem această serie mult iubită de foarte multă lume, zic eu, nu uitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like și haideți să trecem la episod. Pocă și păși, pocă și păși, pocă și păși.
Pot să fac beatbox. Mi se pare mie să o tipul ăla avea geacă pe el și căciulă. Ce? Pa. Auzi? Da, cu ce vă pot ajuta? Tim? Doriți și cartofiori lângă mei puișor? Mai repetă. Nu mai repet, pa! Pa! M-a supărat rău de tot. Cristalina. De ce ați făcut așa, frate? Ați făcut amândoi ca doi cai. Totul vorbești. Cine era ala care cânta? Așa s-o ochii tăi de zână. Oh my god. Nu, nu, sunt Zăză Andrei, nu? De ce? Pentru că... Te-am prins! Ce faci, frumușelule? Ce zâmbet frumușel ai, dar ce... Buză? Cine-i? Dar ce mușchi ai? Cred că am mai mulți ca tine. Noi facem un live stream, te sper dacă vei apărea pe el. Eu înregistrez, te sper dacă apar pe el. Pe el, adică pe clip. Nu mă supăr. Nici eu nu mă supăr dacă apar în live. Salut. Salut. Ce-a fost asta, fratele meu? Bună. Hei. N-aveți microfon sau... Nu, nu vă aud, am citit pe buze. Asta. Gata, acum aud. Poftim? Ce fac la ora asta pe ceva? Nu se mai aude, dar am citit iarăși pe buze. Mă pricep destul de bine, trebuie să recunosc. Ce fac la ora asta pe Omegle? Bine, uite, filmez un videoclip. Voi ce faceți la ora asta pe Omegle? Bune. Se pare că glumesc, adică pana mea e 2:30 dimineața. A, noi suntem din Satul Mare. Oh my god, cunosc acolo pe Satul Mare. Liceul German Jonan Ettinger. Am zis bine? Sunteți din Jonan Ettinger? Om, ești din Jonan Ettinger? Hei! Nu, nu sură, nu. Nu te aud. Te rog frumos, scrie. Ce? Ok, pa. Salut. Salut, ce... Mare, ce faceți, boșilor? Ce jocuri joci? Sincer, Metin, LOL, Counter, GTA și FIFA. Și FIFA. FIFA nu joacă. Era tot un joc. N-am față de FIFA, era tot un joc. Bă, tu ești, vai... Sam. Nu, păi, nu. GTA 5, nu, da, dar nu Sam. Atunci, taci mă. De ce se meti? Nu mă, taci mă. Minecraft. Minecraft. Ai prins, băiatule. Creeper, man. What the fuck is wrong with them people? Okay. Bună! Bună! Ce faci, Mira mea? Bine, tu? Cum faci pe tu, Crucean Gheorghe? Ce, mă?
Bă, tu ce angheri îl cunoști? Bă, frății, că ești gamer, mă, ești de-asta, de, faci YouTube, cumva? Da. Mi s-a înroșit și nasul, de ce mi s-a înroșit nasul? Dar de ce face asta? Nu o să înțeleg nici. Uite, cum poți să înțelegi Omegalul cu chestii de genul? Niciodată nu se poate înțelege Omegalul, oameni buni. Îmi place că aprovi. Oh, Doamne. Hei! Eu sunt cântăreț, toată lumea spune asta. Nu, nu? A, n-ai microfon, nu? Hei! Sunt cântăreț, toată lumea spune asta. Vrei să-ți cânt ceva? Vrei să-ți cânt ceva? Da? Ca o apă. Hai că începusem. Ce să facem acum? Păi ori e show, ori nu mai e show. Păi nu pot așa, mă. Ca o apă, Crist. Mulțumesc că... Ce dragi de-a mea să se întâmplă. Pa. Ce dracul îi faceți acolo că nu... Ce mă băgam ieși. Oh, așa. Te imităm. Mi-am dat și o seama. Mai fac chestii. Uite cine știe, cine se pricepe acolo în mijloc. Aia. No, bine, vă mulțumesc. Bun, frazor, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut, chit că a fost puțin telcam scurt și... v-am zis, a fost doar un mic preview. Dacă veți vrea să reîncepem această serie, chiar sunt curios să vedem câte persoane vor să reîncepem această serie de Omegle. Iar dacă veți fi de acord cu acest lucru, videoclipurile următoare vor fi mai lungi și mai amuzante, sper eu. Așa că sper că v-a plăcut. Nu uitați încă o dată să apăsați butonul de like dacă vreți să reîncepem această serie. Și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!